bine v-am găsit, dragii mei, la un nou material marca cu Iosif Pecoclaur aici pe canalul de YouTube. Mă bucur tare mult că ne revedem la un nou material. Am ajuns, dragii mei, iată, pe niște coclauri tare faine din județul Mureș. Am venit mai exact pe Valea Gurghiului, dacă nu greșesc, în comuna Ibănești, Ibănești Pădure, satul. Și alături de mine, dragii mei, l-am pe Sergiu Pop Chirteș, un cioban de aici din sat, pentru că am venit aici la stână. Doamne ajută, Sergiu! Bună, numai bine! Și bine te-am găsit! Bine ați venit! Sper să îți placă munții Gurghiului, muntele Cristeci, și să te bucuri de peisaj. Păi, cu siguranță, eu deja am prins drag de locurile de aici. Cred că au văzut și oamenii care ne urmăresc așa câteva cadre cu peisajele, urcând aici la munte. Aș vrea să ne spui, Sergiu, în ce munte am ajuns, ca să știe și care se uită la noi. Am ajuns în muntele Cristeci. E o munte cam la 1400 de metri. E un munte frumos, apă, aer curat, tot ce e mai frumos aici găsești la noi. În rest, animale frumoase, oi. Și oi, exact, exact. Am venit la stână, oameni buni. Am venit ca să petrecem două zile la stână și, bineînțeles, să vă arătăm și noastră cum să desfășoară activitățile aici la stână. Și tare mult m-am bucurat, Sergiu, atunci când ne-ai scris pe internet ca să vin și pe coclaurile din județul Mureș, pentru că, iată, n-am mai fost de vreo 3-4 ani de zile, dar când am fost ultimat, am fost pe altă vale. Da, păi sunt coclauri la noi foarte frumoase, ca și la Bistrița la voi, dar un pic mai frumoase. Sunt mai frumoase? Era o vorbă pe la noi, pe în țărană, să văd lui că fiecare șoară își laudă puiul. Într-adevăr că fiecare ne mândrim cu locurile noastre. Am ajuns aici unde ai stâna, Sergiu. Văd Saivan, aici da, cred că se desfășoară cam toată activitatea și cred că acolo, mai sus, după Saivan, sunt și oile. Aici, după stână. Oare s-or fi apucat de mulți gospodare? Hai să mergem să vedem. Hai să vedem câte oi ai, Sergiu. 360 de oi. Și a tale? A mele 260. Cam așa, da. Berbești cu tot. Câinii, paznici și turmei. O grămadă, o grămadă. De la mic la mare. Cât-s de frumoși, cât-s de tăți? De tot 14. Am după nouă alege, măi, e voie să țineți mulți câini? Păi nu prea e voie, dar dintre ei, în primăvară, mi-au atacat ursul, mi-au zdrobit vreo 2-3. Da, da, da. Și așa că ținem. Ești nevoit oarecum? Nevoit, dar majoritatea sunt căței. Numai 4 mai. Da, uite aici, oameni buni, cât de frumos. Doamne, ca ta e fain muntele ăsta unde am ajuns, Sergiu. Uitați, el are un an. Un an are? Un an și două luni are el. Tot e scățelandris. Și fiecare, la fiecare i-a spus nume. Fiecare are numele lui. E viitorul, uite. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Din lipsă de personal, doi căței dau în strungă. Doi căței cu un cioban le păzesc toată ziua. Da, rest, aici e viața cea mai frumoasă din lume, aer curat. Câți oameni ai aici la voi? Doi băieți. Doi băieți? Da. Numai doi și se descurcă cu 300 și de oi? Se descurcă și ei, că unul face brânza, unul le duce la pășuni. Și e mult pământ aici unde pășunați? Sau păi e normal. Pe ce suprafață se întinde? Normal e vreo 28 de hectare de pășune, cam așa. Acum, din cauza la secete, la un pic e mai rău cu pășunea. Da, da, da. Oamenii nu prea mai țin noi din cauza asta, lipsă de personal. De personal. Tu de câte vreme ți-i oi? Păi eu țin de când mă știu, dar turmă am făcut doar de 2 ani de zile. Și am moștenit de la moșul partea cu... La moșul îi zicea Ionul Baciului, Fobaci. O fost Baci. O fost Baci, bunicului. O Fobaci l-am moștenit la bunicului, eu de la bunicul meu. Și sper că să mai
puteam duce înainte, dar greu cu oameni, nu găsim oameni. Cu forța de muncă, mâna de lucru, cum se spune. Da. Și oamenii în rest nu le mai țin, că nu mai au profit. Mai sunt turme pe aici, prin Ibănești. Sunt încă mai multe turme, dar tot așa, cu oameni puțini, mici, înainte erau 1000 de oi, 1200. Aici au fost și 700-800 de oi, acum abia s-au strâns 360. Da. Care-i baiul, Sergiu? Acum îmi permis să te întreb, pentru că, iată, faci parte din generația tânără, aș putea spune. Care-i baiul? Din ce cauză nu mai țin oamenii oi, animale? Păi oamenii, în general, nu mai țin pentru că nu mai prea au profit după ele. Nu mai sunt oameni bătrâni, tineretul crede că e o rușine ca să ai oi. Și lipsa de personal, asta e cea mai... Nu ai profit, cât ai 2-3 oi pentru el și e scump acum așa să le întreței. Toate s-au scumpit, toate... Da, și bucatele. Bucatele, secetă, nu poți să... Asta voiam să te întreb, în vara asta ai reușit să faci ceva bucate, ceva fân pentru ele? Am reușit să fac fân, dar de pe terenul jumătate am putut strânge, mai puțin de jumătate față din anii trecuți. Da. Primăvara le-am pășunat, n-o copășune, că fost secetă, după anul s-au făcut și... Asta e. O afecta seceta asta, așa? O afecta foarte tare. O afectat. Da. Frumoasă oița. Stai mărlite? Încă nu, numai acum i-am adus berbecii. Numai acum i-am adus. Da. Acolo văd că lucru mere în toi. Da. Vizâlnic în coașă. Păi cam la două zile, cam așa vin să văd, le duc de mâncare, vin să văd ce fac. Da. Mai stau câteodată când pot, mai stau cu ei. Și îmi plac, e o meserie care nu le place la alții, dar nu-i place la alții, dar mie îmi place. Aici mă regăsesc, aici ai relaxare când mă duc cu ele, când le văd, oile, câinii. E relaxare, fiecare cu hobby-ul lui. Parcă aici cred că muntele este, atunci când vii, uiți de toate grijile de acasă. 100% uiți de toate problemele și stai și te bucuri de natură, de aer curat, de liniște, în special de liniște, aici o găsești. Da. La munți. Corect. Hai să mergem, Sergiu, acolo să vedem și să le arătăm oamenilor și cum să mulge oaie. Pentru că vorba aia e o adevărată artă, da, și sper ca și șeful de stână să fie povestitor cu noi și să ne povestească câteva lucruri. Și așa cum le-am spus oamenilor care se uită la noi, să vadă cum se desfășoară o activitate aici în munte la o stână de oi. Pentru că, dragii mei, să știți că rămânem până mâine dimineață aici la Târla. Am văzut că aveți panouri solare, Sergiu. Da, este panou, este curent, sunt de toate aici, numai oameni, așa e? No, hai să dăm mâna cu oamenii ăștia. Doamne ajută! Doamne ajută! Să trăiți! Cum are treaba? Bine! Bine? Odată țări de lapte? Da. De câtă vreme v-ați apucat de mulți? Sănătate! 10 minute, 15 minute. E vreun sfert de șase. Da. Cum să mulge oaie, Claudiu? Că uite, am povestit cu Sergiu că trebuie neapărat să le povestim oamenilor și cum să mulge oaie. Să mulge oiei frumos. De țâță. De pulpă, prins cu mâna și pormă cu o mână mulți. Așa să mulge oaie. Câte deajete trebuie să mulge? Două. Cu două deajete. Cu ciort sau alții, mult fără ciort, da. Da. Cam 90% cu... Note să mulge. Cu note să mulge, da. Îmi zicea Sergiu că sunt undeva la vreo 350-380 de oi, da, nu? Da. Cam câtă vreme vă ia până gătați de le mulți? O oră și ceva. Acum depinde cum dau și cățeii noștri. Da. Când plouă vin mai greu. Văd că aveți căței școliți. Păi așa o cumpăra șeful. Ei, ha. Face mult căței, foarte mult. Acum se mulg, nu stati cu lapte și se mulg ușor, că da. Și n-au lapte. N-au lapte, da. De 3 ori pe zi le mulgeți? De două ori. Dimineața și seara. Da. Și pe timpul verii i-ați mulg de 3 ori, așa-i? Nu, te de 2 ori. Da. Și aveam învățat de primăvară, așa mergem până ne înțărcăm.
Am înțeles. Pășune, ies de până-i lume, așa e? Anul ăsta cam față de anul trecut mai ră. Anul trecut a fost mai bună? Da, mai sacă, e verde, dar e sacă. Uh-huh. O plouat anul trecut mai mult, așa, în comparație cu anul ăsta. Da. Și se cunoaște. Se cunoaște. La animale nu sunt așa grase ca anul trecut. Da, da, da. De câtă vreme vă ocupați dumneavoastră cu oieritul, cu oile? Câte veri, să zic așa, aveți de când stați la oi? Să vezi, socotind, am vreo 6. Vreo 6? Da. Uh-huh. Bine, am fost și când am fost mic, de la școală am început. Am fost ca la țară. Da, da, da. Ce se face? Am fost mulți în familie și undeva trebuie să mișcăm să facem. Uh-huh. Să mai merită în ziua de azi să țineți oi, să ții oi, de fapt? Acum depinde de domnii ăștia cu uniunea asta, dacă ne mai dau bani. Dacă nu ne dau bani, da. Cam greu să te descurci. Așa, e corect. Și cu laptele după aceea îl duceți de la vale, așa-i? Da, îl ducem la stână și îl pregătim. Îi dăm teagul, pregătim pentru... Îl închegați. A lucra, a prelucra. Nu, bine, că o să vadă și oamenii care ne urmăresc cum să faci și brânza, da, aici la Cristici. Mureș. Aș vrea să răsă intru și cu fișorul în povești. Cosmin, cam câte veri ai de când stai la oi? Două veri. Două, trei veri. Uh-huh. Și cum e să stai aici în muntele ăsta la oi? E bine, frumos. Uh-huh. Ai mai fost și până altă parte la oi sau da, aici e prima dată? Am mai fost și în altă parte. Aha. Și când am fost mai mic, am fost... Da, da. Să vină de... Oarecum aici la oi ai crescut, așa-i? Da, ca la țară. Uh-huh. Ai și tu oi? Nu. Nu ai? Uh-huh. Te gândești ca să da, ții vreo câteva? Da, da, da. Cum e să lucri cu aia? Bine. Greu, puțin greu, ușor. E greu noaptea ca ziua. Noaptea e mai greu. Stai cu frică pentru uși, pentru lupți. Noaptea e mai greu. Da, se întâmplă să vină și lupți și pe aici. Anul trecut a fost, anul ăsta nu. Nu a ajuns. Și nici nu vrem să ajungă. Da, ursul, umblă pe aici. Atâta nu vreau urs, pe urmă, da. Dar la asta, la asta nu vin la urmă. Da, da, deci n-ați avut. Vezi că e bun, da. Nu-i lasă. Ce s-a făcut? Da, deci nu a fost pagubă, cum se spune vara asta după ele. Gata! Gata! Ce? Ce câini sunteți, Sergio? Da, sunt buni câini. Sunt învățați, așa? Da, sunt învățați. Oarecum, cum se învață câinii ăștia să margă așa după voi? Eu cred că din genetică numai. Din genetică? Sunt mulți care nu se învață. Da, da, da. Nu știu, nu se învață, nu vor să meargă. Ei așa, din genetica lor. Sunt care sunt mai buni, sunt care sunt mai puțin buni, exact ca oamenii. Altul e mai bun, altul e mai rău, altul mai puțin rău. Da, corect, corect. Așa. Berbeci câți ai printre oi? Berbeci am 11. 11. Berbeci. Ajung 11 la mai 400? Păi nu prea ajung, dar trebuie să mai aducem încă un transport. E greu, că îi aducem pe rând câte 5 odată. Uh-huh. Nu ai cum să-i aduci. Ei după ce îi bagi în turmă, cam de la 10 zile încolo numai încep să se monteze oile. Da, dar până se acomodează, se acomodează cu ei, să miros, nu știu, alții zic într-un fel, alții într-un altul fel. Da, da, da. Astea, oile astea, ce fel de soi sunt? Sunt țurcane. Țurcane. Da, păi de acolo corcite, cu breză, cu băle, cu tot felul, fiecare în felul lor. Da, da, da. Acum... Văd că clopote nu ai pe ele. Ba, sunt. Sunt? Ieșite. Sunt ieșite acolo. S-au pus la hodinii pe acolo de la deal. Da, uh-huh. Clopote să mai fabrică pe aici, pe la Mureș? Pe la Mureș nu știu să nu se fabrice. Pe nici la Reghen. Nu, am înțeles că erau înainte niște oameni care fabricau pe aici, pe da, la Reghen. Nu, de la Zalău, să nu știu. De la Zalău? De acolo le-am luat clopotele, dar de la un băiat care face clopote de aramă, de... Da, da, da. Îs bune clopotele pe oi? Îs bune, sigur că îs bune, că se aud, mai ales noaptea când se sperie, sunt animale. Ziua când te duci cu ele să rup oile, să dezbină în două, una într-o parte. Îs bune.
Sunt și frumoase, cu ei plac alții vă ori 2, 3, 5, alții numai 1. Fiecare cu plăcerea lui. De să vină. Gata, gata. Pare că vine și o țără de ploaie. N-ar strica. N-ar strica, așa e? Nu, doamne. Ploaie des pe aici, pe la munte. Mai față de la vânta, ploaie mai des. Ploaie mai des. Da. Și când vin, vin de alea cu vânt mare, tunete, fugere. Văd că aveți acolo o țără de căsuță. Acolo e patul, ne dormim noaptea. Acolo dormiți da. Noaptea. Da. Aia e căsuța noastră. Aia e căsuța voastră. Da. Noi frig în ea. Nu, voi ne acoperim. Cu ce vă acoperiți? Cu lapă, cu țoale. Uh-huh. Mă gândesc că sunt țoale din alea de lână, așa? Da, de sute, de bunici, de mame, eu știu. Da, da, da. În ziua de azi nu se mai țese, nu se mai lucră lână. Păcat că s-au stricat fabricile, s-au stricat aici. Pe lână nu e nici un bleu. Da, chiar face. Voiam să vă întreb că și-ați făcut cu lână când ați tuns oile. Nu ai și face. O dai la gunoi. La gunoi, așa e? Nu ai și. Da. La reciclat. Din păcate. Românul nu mai poate să facă nimic. Că vin ăștia alții ne comandă din afară. Da. Unde credeți că s-a îndreptat meșteșugul ăsta păstoritului? Nu știu. Dacă nu mai dă subvenții, nu mai dă... Greu. Mulți o să se leșe din meserie. N-ai cum să-i dai de ei, n-ai cum să-i dai lână. Uh-huh. O să pună taxe pe pășuni. Cine mai ține, nu mai ține. Care ține, încă ține. 5, 6, 800, 1000 de oi, care nu. Dar care nu deloc. Și-a învățat ăștia de la Revoluție în coș. Da. N-avem ce face. Haideți. Văd că aveți și niște capre printre ele. Da. Câte capre îs? 22. 22. Uh-huh. Caprile dau mai mult lapte, așa-i? Dau, da. Poate să le vedem. Uh-huh. Hai, dai nou, hai. S-o gata cu mulți, așa-i? Da. Și amul se duce la vale. Se duce la stână și se pregătește pentru închegat. Pentru închegat. Da. Noastră vă ocupați și de lapte, așa-i? Da. Ca să îl închegați, să-l faceți brânză. Da. De câtă vreme vă ocupați cu făcutul brânză? Numai asta e al doilea an, a doua vară. Al doilea an? Șeful. Aha. Înainte am fost slugă. Da, da, da. Și cam... De la cine ați învățat ca să faceți brânza? Meseria să fur, am furat meseria, nu m-a învățat, nu vreau să mă învețe nimeni. Aha, ați furat-o, de la cine? Am fost unde am fost, pe la oi, tot am... Uh-huh. Mă uitam cum... Păcea aia, bătrâne. Da, da, da. Și o brânză așa de calitate, cum se face? Exact cum o fac eu. E super brânză. Da? M-au dat la domn de la oraș și la domn. Uh-huh. Mi-a povestit ce-s? Sergiu, da, da, da. Eu? Da. Îți mulțumit și eu, îți mulțumit și eu, în același rând. Da, 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 asta e important. Că dacă nu îi plăcea anul trecut, cum... Corect. Nu mă chem așa anul ăsta. Corect, așa... Mi-a fost în Bistrița la unul.
dar la vaci. În Bistrița ați fost? Da. Da, da, da. În Șiau. În Șiau, am înțeles. Dar acolo a fost prost cu banii, mi-a promis un salariu la tatăl. M-a reîntors acasă și m-am repatriat înapoi la țărci. Da, da, da. Cu ce închegați laptele? Cu chiar, dar praf, nu pastile. Se dizolvă în apă. Da, da, da. La 10 minute, înainte de... Asta se încălzește laptele puțin să fie așa, în 30 de grade, 35, cum ar, îl cauți cu deazitul și... Am înțeles. Dar, pe urmă, se lasă 40-45 de minute la închegat. Pe urmă, începe, rufi cașul, îl scoți din budacă, pui în crintă, lăși o jumătate de oră la scurs, se curgă zero cel la verde, cum se zice, ăla mar. Da, 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 am înțeles. Dacă nu-l lași să curgă ăla, urmă îți iese cașul amar. Iese amar? Da. Mai de mult, nu știu dacă vă aduceți aminte sau ați prins vremurile, îmi povesteau bătrâni pe unde am mai îmblat pe coclauri, da, că îl închegau cu rânză de la miere, de lapte. Da, de la miere, de la vițel. Da, da, da. Ei, aici vă petreșeți zilele. Tinereța. Tinereța? Tinereța bată norocul. Asta e căsuța noastră. Asta e căsuța. Până coborâm la vale cu... Și apoi să pune aici să strecoară, nu? Să strecoară, da. După fiecare mulgere îl faceți brânză. Da, închegăm după fiecare dimineața și seara. Dimineața și seara. Acum asta o strecor. De oare și trebuie să mergem să mulgem vacile. Da, da, da. Băgați și laptele de vacă. Da. Băgăm și acelea și... Da. Încheg tot la oaltă. Am înțeles. Și vași câte sunt? Două vași. Da, clar. Deci nu sunt multe. Nu. Sunt numai bine. Cum e mai bine, corect. Anul trecut, de exemplu, ați avut mai multe vași? Nu, tot două vași, încă au fost mai puțin în mânzări anul trecut. Am înțeles. Da, au fost mai bune anul trecut. Da, da. Mai bună pășune, nu știu, au fost altfel. Aici în târlă, nu știu, cel puțin la noi, așa în țara Năsăbului, așa îi se spune. Când s-a fumă, cum e aici? Adică, când dați drumul la foc, când se face fum. Închizi ochii și dai de mâini, că n-ai, dacă nu reziști. Nu reziști atare. Mai ieși afară, mai până se răcește cald, până se scurge până. Da, da, da. Nu vin ci cald. Tărâțele ai dat, așa-i? Tărâțele, băine, de mălai, da, da, da. Și pe urmă vă apucați de mult și vașile, așa-i? După ce termină, acum ați pregătit budaca. Se pare că laptele s-au încălzit, am o mutat în budaca, nu? Da, pentru întregare. Aici adun chiagul, se lasă 45 de minute. 45 de minute se lasă acolo. Da, l-am închegat ca să iasă treaba bună. Da, da, da. Că dacă nu mă chinuie pe mine la adunat, la scurt, în 30. Dacă mă apuc mai repede. Am înțeles. Și chiagul să pune minte după ce termin de gătați de golit, așa? Da, gătăm de golit. Nu trebuie să se răcească laptele. Nu. Cu de e problemă, dacă se răcește atunci... Nu mai prinde cum trebuie. Nu prinde cum trebuie și mă chine pe mine să îmi scoate într-o sichiță.
Aha, am înțeles. Dar n-am pățit niciodată, doamne, îți mulțumesc. N-ați pățit niciodată? Nu. Are vreun secret brânza? Să știți că da. Și care e secretul? Sau nu? Nu se spune. Secretul, adică nu cu secret, dar când te apuci, dacă nu lăși ăla, cum am zis și ADN-ul, se curgă zero la verde, ăla mare. Ia se brânza aspră, crapă cașul pe poliție când îl până ați dopit. Da, da, da. Sunt mai multe chestii care nu iasă treaba bună. Am înțeles. Așa că, meseria, cu cât lucruri mai mult în orice de mine, cu atât o... Ajuns să stăpânești mai bine. Da. Să dă teagă. Așa. Cum alăbătim bine, bine. Acum se ia, se taie cașul. Se alege cașul, așa-i? Da. Face Sfânta Cruce, că așa începe multe lucruri. Cu Sfânta Cruce? Da. Și cu Dumnezeu înainte. Așa e bine. Să fărâmă, mă rog, mă rog. Să fărâmă? Da. Pentru că așa se alege zărul mai bine. Brăzașii nu te durează până să adună? În 5 minute să se lasă jos, să alege zărul frumos. Urmă eu la duș, pun aici. Să te pune acolo în crintă. Alți baci îl scoate cu pânzătura din budacă, dar eu îl scot, așa m-am învățat, îl scot fără. Fără, da, da, da. Deci îl iau pe palme și o să vedem imediat. Sigur. Ne apucăm cătinel să scoatem brânza, așa-i? Da. No, am un să vadă și oameni care ne urmăresc. Cașul. Nu știu, mie mi se pare a scosul. Lumina sau să vede? Este și lumina? Da. No, hai să vedem. De văzut să vede. Oi, oi, oi. Beton. Suntem, cum se spune, ca la pensiune aici. Păi nu. La modul serios, cu lumină, cu bec. Nu știu, mie mi se pare atât e spectaculoasă toată etapa asta de a scoate brânza din budacă. Trebuie numai cătinel, așa-i? Numai. Degeaba o sulești că, pe urmă, trebuie să scoți cu sâchița, cu sâta. Uite acolo, deja începe să aleagă. Da. Extraordinar. Încetul cu numai. Cam în câtă vreme ajunge un om să învețe cum să face brânza? Eu, de exemplu, am învățat într-o vară, dar nu am vrut nimeni ca să-mi arete nimic, să-mi zică cât cheag, la cât cantitate de lapte. Și greci de câte ori ați dat? Am dat când am urcat în munte și anul trecut. Eram încălzit laptele că n-am știut și, na, te chinui, că nu-ți iasă. Nu iasă întotdeauna, da. Asta e adevărul, că fără greșeală nu poți învăța nimic. Da, 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 corect. Și din greșeli, dacă vrei, mai înveți câte ceva. Așa e la stână. Așa e la stână, da, da, da. Sunt condiții, că acum avem noroc că e apă băgată. La ghivete, înainte căram cu gălețile. Ați prins condiții și mai grele. Da. La stână. Aici ai domnie acum, față cum a fost. După ce faceți urda, de obicei rămâne zărul. Da. Ce faceți cu zărul? Îl dăm la animale, la câine. La câine, ha. Da, ce face așa. La oi, dacă îl pui într-o copii, noi le mai bine. Uh-huh. Restul, na. Mai de mulți ne-am porci la stână. Fiecare slugă, cioban, avea porc, toamna. Dar acum, domnii ăștia nu ne mai lasă să ținem. Că-i grui pe porcii, ia, ia, ia.
Da, da, da. Cătinel, începem să vedem minunea. E gata, așa e? Da. No. Doamne, doamne. Hai să-l vedem. Uite, să luăm în lume, ce caș frumos. Așa. Asta e rezultatul. Da. Acum îl lăsăm o jumătate de oră la scurs, se curgă zeruci la verde, amar, cum se zice, ies amărăciunea din caș. O jumătate de șase. Cam așa, 25 de minute, acum da, depinde. Și apoi se agață în cui afară, nu? Da, pe urmă se agață aici și se prelucrează în continuare. Am înțeles. Și eu mai rămas aici în budacă, să lasă până mâine dimineața? Nu, ăsta se dă la câini. Se dă la câini. Dacă se amărăște, nu-i bine să... Și urdă o faceți numai din musătura de dimineață? Da, exact, exact. Ah, da, zero proaspăt, că e cald și să ne crește și nu... Da, 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 am înțeles. Ei, mult s-o lucrat azi pentru un caș de brânză. Așa se lucră în fiecare zi. În fiecare zi. Asta e viața la stâlne, da? În multe. Da. Mie lucru cu drag, ceea ce fac îmi place, că dacă nu eram aici, îi mulțumesc pe aceeași cale la familie, la patronul, că m-a ajutat, m-a susținut mult și eu am ajutat la rândul meu, da. Așa trebuie, așa e bine în viață. Ce grosii, că nu purșiți. Oameni buni, s-a lăsat sara aici la noi în munte. Hai Sergiu lângă mine și să ne luăm, cum se spune, rămas bun de la oameni, dar o să revenim de câtă dimineață bună, da. Să vedem și activități să mai fac aici. A noi, dragii noștri, am făcut și o țâră de foc, așa să nu ne ieșie frig în noaptea asta, să stăm roată pe lângă. Da, oile văd că s-adună cătinel acolo la deal, unde e lișul locul, să se hodinească și oile, nu? Da, da. Așa e. Și în lontru trebuie să le spunem, Sergiu, oamenilor că se pregătește mâncare. Se pregătește cina. Corect. Și mare vâlvă și, Sergiu, hai să salutăm pe oameni și să le spunem că ne vedem mâine dimineață pe la ce oră. La 4 jumate. Pe la 4 și jumătate, așadar, dragii noștri, vă salutăm cu tă dragul. Noi ne punem să mâncăm câte ceva, așa, niște bucate ca la stână, după care ne punem la somn, bineînțeles, și ne vedem mâine dimineață. Voie bună și Doamne ajută!